Lucrătorii din sistemul medical ar putea primi salarii majorate începând din toamnă. Acest lucru s-ar putea întâmpla în etape, iar guvernul urmează să pregătească un proiect de lege. Asta, dar și alte promisiuni matinale au fost făcute azi dimineață de președintele Igor Dodon. Șeful statului a mai spus că va decreta anul 2020 drept anul lucrătorului medical. Salariul în sectorul medical să fie dublat. De exemplu, prima etapă 1 septembrie, vedem 1 decembrie sau 1 ianuarie. Totodată, guvernul urmează să elaboreze un proiect de lege privind acordarea unui ajutor unic de 700 de lei pentru pensionarii care primesc mai puțin de 3.000 de lei. Mijloace financiare în acest sens, astăzi împreună cu domnul prim-ministru am discutat, sunt, le-am depistat. În același timp, se pregătesc noi măsuri de susținere a mediului de afaceri. Statul se gândește să acopere dobânzile la credite în mărime de 6 fonduri de salarizare în loc de 3 fonduri, cum a fost aprobat anterior. Este vorba despre creditele luate de la băncile comerciale, dar și de la companiile de microfinanțare. Perioada reeșalonării acestor plăți s-ar putea extinde până la 31 decembrie 2021.